și cu piramidele ce faci? Păi cei de la Singapore sunt mulți pe ele. Dar și ce-ți dau în schimb? Vizichi, whisky. Whisky? A, păi cu whisky la Madras te umpli de săpun Exona Lux. Și pe urmă ia la Nefertiti, că tot pe aici ne toarce în tașcuma. Păi gata. Într-un minut să cure secunde, iar dumneata să te pregătești pentru săpuneală cum n-ai mai încasat până acum. Filmele ca acesta ar urma să fie difuzate cu avertismentul film realizat în perioada comunistă, în care difuzarea era condiționată de o viză a cenzurii, sau film realizat în perioada comunistă în care funcționau cenzura și propaganda de stat. Alternativ, televiziunile ar putea difuza înainte sau după film emisiuni în care să fie analizat contextul politic și social în care erau produse filmele. Foarte mulți din cei cu care ne batem astăzi ne vor da dreptate cumva. Sper v-am suferit pentru că nu puteam să... Recomandarea CNA e propunerea fostului președinte al instituției, Răzvan Popescu. Ea vine la scurt timp după ce USR a inițiat un proiect asemănător prin care propunea marcarea cu litera C de la cenzură a filmelor. CNA a considerat această formulare ușor excesivă și a venit cu propria propunere. Tinerii n-au de unde să știe cum a fost. Pot să creadă într-o realitate măsluită, ca să spun așa. O recomandare de tipul acesta vrea să prevină lumea, mai ales în privința filmelor care vin astăzi să ne vorbească despre colectivizare și cât de bună a fost această politică. Vreau! Mă doresc, domnule comisar! Hai, mă, fă de dreaptă! N-am înțeles, domnule comisar! Stai, mă, în patul labe! Haide, haide! Am înțeles, domnule comisar! Stai, șef! Aproape toate filmele realizate înainte de 1989 erau verificate de aparatul de cenzură al Partidului Comunist și realizatorii erau obligați să respecte linia ideologică a regimului. Ați respectat proporțiile la concentrate? Sigur! Cum ați făcut măsura? Păi am pus după ochi, ca de obicei.